Ce intră în gurul meu? Ca să fac o grădină care e în Dumnezeu. În grădini cu porți înalte, perecate la altul greu, diavolul îmi păzea o gurul. Eu n-aveam nicio putere. Probori, nicio verdeață, nicio floare nu era. Iar Satan stătea în mijloc, nu știam de ce îl păzea. Și într-o zi am auzit pe un om care striga: cine vrea să fie ogorul azi pentru salvarea sa? Nu a stat pe multe lucruri și ogorul i-am dat. Iar acum vreau să vă spun ce minut s-a întâmplat. Când am zis cuvântul da, lanțurile au căzut. Iar Satan, la o clipită, nu știu cum a dispărut. Mărit să fie Domnul. Degustorul de oboare suplecat și pregătit a început acum să care tot cu noi și-a găsit. Zilnic a cărat într-una și el tot a obosit. Avea după ani de zile de cărat, a isprăvit. Nici acum nu pot să cred cât cu noi s-a adunat frugurul vieții mele și o seama nu mi-a dat. Erau până de gunoaie, erau până de gunoaie stibuite pe ogor. Și Satana îl păzea să fie neroditor. Însă bună de gustori le-a cărat cu drag și spor. După ce a izprăvit, și mirul s-a oferit. În momentul de gunoaie, era multă gelozie, era ură, dușmărie, minciună și locomie. Erau pofte născucite, cu minciuni împodobite, multe gânduri infectate de prin lumea adunată. Au văzut și multe planuri, siropate cu scandaluri. Sași cu ceată și mărie, alții pun cu locomie. Erau vârfe zdrențuite, crevedere desocotite, multe glume putrezite și vorbe măcigăite. Zile bune de gustor lucrează la meu vârf. Îl lucrează, îl păzește și credința mea orește. El pentru credința mea a murit pe vârf. Este grădina lui Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu. Să așa să vă să-L rugăm ca Dumnezeu să lucrezi în viața noastră. Dacă mai sunt gunoaie, să vină cu mătura la Bucurii Sfânt. Și seara aceasta, nu uita că ușa lui e deschis. E deschis pentru tine. El are ca vinut cu medical. Ești bolnav de vinut. Credința să te-a mântuit. Vreți să-L rugăm.